Bună, dragile mele prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Dana Ozacovna. Așa, să mă vedeți bine, vă salut cu mult, mult drag. Vă salut, așa, suntem deja trei persoane. Hai încă puțin, puțin, ne adunăm puțin, că sunt aici repede să vă fac un live interesant. Foarte repede fac și o mască și fug la băiță. Vă salut, bună, 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 dragile mele prieteni, bună seara. Așa, dragii mele prieteni, cu Doamne ajute și cu iertare s-a început postul de azi. Așa, dacă este cineva din grupul meu care a început postul, bună seara la toată lumea și pentru toată lumea care mă urmărește. Așa, eu cu dispoziție ca întotdeauna, eu sunt a treia zi pe detox, dar astăzi a început postul. Așa, am dat 2 kg jos, în două zile. Ia uitați-vă la mine, se vede, așa. Voi deja mă cunoașteți, 2 kg, deci mie nu-mi trebuie să dau mulți kilograme, eu vreau undeva, vreau 7 să le dau jos, dar eu te ajut. Bună, 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 bună! Bună seara toată lumea! Așa, aici repede la câteva întrebări, răspunsurile voastre, că voi mă ocărâți. Zidane ar trebui să intre măcar 10-15 minute în fiecare zi. Bine, ia m-am venit eu de la muncă astăzi, așa. Bine, sunt iar la TV, iar mă duc la TV și tot mergem înainte. Așa, bună seara, Eugenia, bună seara toată lumea. Suntem așa, puțin, puțin ne mai donăm, distribuim live-ul meu, trec pe canalul meu YouTube. Astăzi vorbesc de uleiul de cătină. Uleiul de cătină care este cumpărat sau îl cumpărați din farmacie sau de unde vrei tu. Uleiul de cătină ajută foarte bine la ridurile frumoase. Așa, bună seara, bună la toată lumea. Cineva mi-a spus că s-a slăbit. A slăbit 2 kg în 2 zile, numai 2 zile. Dacă să luăm la drept, 48 ore și încă puțin. Așa. Și ce ai făcut de ai slăbit, Dori Popa? N-ai fost în live-ul meu și n-ai văzut. Am ținut un detox, am ținut o dietă foarte bună, dar o mai continui. Fiindcă eu m-a stărât, sunt tot postul, ieri am făcut alt live frumos, dar eu sunt aici să îmi... Încurajeți fetele mele care sunt în grup cu mine, care au început să slăbească. Așa, zilele astea am primit foarte multe comentarii de la voi. Zidana, vreau să slăbesc, Zidana, am probleme cu genunchii, Zidana, am migrene, Zidana, am probleme cu colonul iritabil, sau Zidana, sunt blocată, sau nu pot să mă duc chiar și o săptămână afară. Cu siguranță întotdeauna este o ieșire din situație. Așa, cineva mi-a spus, dă-te mai departe să vă poftim, eu sunt mai departe. Voi mă cunoașteți, eu puțin eram mai plinuță, dar încet, încet a început să scad din kilograme. Un detox care eu îl mănânc și nu ți este a mânca. Așa, dar clar că fac și cu detoxul de yin, care l-am pe canalul meu YouTube, șterge de ovăț și mai fac și salate. Ce mănânc eu în post? Hai să zicem așa, cu toată lumea mă întreabă, Zidana, mă scrie Lilia în privat și eu îți răspund. Pe pagina mea de Facebook, dar este cel mai bine 90351925160277, așa. Telefonul meu deja îl aveți. Bună seara, dragii mei prieteni, și pot să te ajut și pe tine să slăbești. Cineva are nevoie de 3, cineva are nevoie de 4, cineva are nevoie de 5, cineva are nevoie de 30, da. Eu sunt bine să dispusă să te ajut. Dar, dragii mei prieteni, mai întâi trebuie să vorbim în privat, să vedem dacă este problema de slăbit, dacă nu este altă problemă întotdeauna. Eu, ca doctor, te ajut întotdeauna. Așa, dragii mei prieteni, astăzi am primit o întrebare de la multe doamne. Zidana, s-a început postul. Ce mănânci tu? Ce mănânc? În primul rând, salate, suc de morcov, suc de sfeclă roșie, cârâ de anemie pentru persoanele care amețesc. Pentru persoanele care au dureri de cap, sucul de roșie este perfect, chiar și sucul de sfeclă roșie. Deci, Zidana, pentru ce iei tu când ești în post? Pentru cancer, pentru a omorâ celulele canceroase. Suc de tomate, suc de roșie, pastă de tomat, dar să fie naturală. Adică îți cumperi 3-4 roșii și tu le fărâmi foarte bine și ele bei, le introduci, că este foarte bun, deci omoară celulele cancerogene. Vă salut cu mult, mult drag, dragii mei prieteni. Cineva m-a întrebat, Zidana, am o infecție la rinichi. Ceaiul de cimbru, ceaiul de sfeclă, ceaiul de frunze de dafină m-am bălbăit,
Așa este foarte bun pentru rinichi. Mai sunt și păstăile cele de la salcâm, care eu am făcut, dacă țineți minte, într-un live cu voi, foarte bun, păstăile de la salcâm, un pahar de păstăi de salcâm scoate nisipul de la rinichi. Bună seara, dragile mele prieteni, de 1600! 136! Vă salut cu mult drag! Am intrat pentru persoanele care ține detoxul cu mine, care ține dieta, că s-a început postul, fiindcă eu sunt ortodoxă, nu am nimic cu persoanele care sunt catolici. M-au întrebat, zi Dana, te rog, 10, 20, 30 de minute în fiecare seară, întru cu voi. Să te vedem dacă cum e, curge de etapa de a slăbi, curge de etapa cum slăbești tu și scoți toate toxinele din tine. Așa, vă salut cu mult, mult drag, Roșii Bio. Dacă nu ai roșii bio, ești foarte sănătos să mănânci roșii bio. Dacă nu ai, roșiile care le cumperi, le speli în bicarbonat de sodiu sau oțet. Ești foarte bine de obște. Toate legumele, toate fructele se spală în oțet și bicarbonat de sodiu sau un suc de lămâie. Mai ales dacă noi vorbim de copii. Atenție, fiindcă copiii trebuie să mănânci sănătos. Copiii trebuie să mănânci foarte bine. În primul rând, trebuie să fim atenți ce fructe, ce legume cumpărăm, ce vitamine, că nu orice vitamin scrie, vitamine pentru copii, dar nu orice vitamine, dragile mele, sunt bune. Noi nu trăim prin veacul de apoi în anii 80 ca să ne îmbâmbăm cu injecții. Acum sunt foarte multe prafuri naturale care tu poți să le cumperi, care te ajută la sănătatea noastră. Dacă vorbim de copii, așa, vă salut cu mult drag, suntem 1800, dragile mele prieteni, eu v-am pupat. V-am promis că în fiecare zi intru cu voi ca să vă spun cum decurge dieta mea și cum eu am slăbit, ce am mâncat eu astăzi. Dimineața, un pahar de apă călduț cu suc de lămâie. O cafea, fiindcă fără cafea eu nu trăiesc. Cafea eu trebuie să beau, dar pentru mine este un plus că eu nu iubesc zahărul. Eu deja de 10 ani de zile nu mai mănânc zahăr. Poți mănânc o bucată de prăjitură, poți mănânc maroc, dar totuși sunt prăjiturile care eu le iubesc, nu orice prăjituri, care sunt făcute de mine. La mine, în casa mea, niciodată nu există prăjitură cumpărată, că sunt făcute cu diferite chimicale care îmi îmbolnăvește copiii, care îmbolnăvește mama, care mă îmbolnăvește pe mine. La mine, în casă, foarte rar, foarte rar, se întâmplă când este carne cumpărată. Dacă nu am carne, mai mult nici nu mai mănânc. Mănânc paste integrale, mănânc sănătos, mănânc conserve care eu le fac. Deci la mine în casă este foarte rău sau foarte puțin sau de 8, să zicem 0 ori 1, hai să zicem nota 1, când este carne cumpărată. De ce carne cumpărată? Fiindcă carne cumpărată face psoriz. Dacă tu ești bolnav de psoriz sau ai peti pe corp, cu siguranță te îmbolnăvești. Nu mai mânca carne cumpărată fiindcă este injectat și ne îmbolnăvim. Noi întotdeauna este sterul să alegi carne cât mai sănătoasă dacă iubești carnea. Da, este sănătoasă și carnea fiindcă are proteine, dar când vorbim de carne sănătoasă, de carne care o crește deci la țară. Sunt foarte multe țărani, oameni gospodari care au foarte multe animale, da? Cu aceea carne mâncați și chiar dacă nu ieși la post, stărci, cumpără o bucată de carne, mai ales când este vorba de familia ta, cumpere o bucată de carne sănătoasă. Dragii mei prieteni, bună seara! Suntem 2000 astăzi în live. În primul rând, eu v-am promis că eu intru de fiecare seară, cât puțin 5-10 minute, vă rog să distribuim life-ul meu să ajungă cât mai departe. Că acum decurge detoxul meu, eu vreau să slăbesc 7 kg. 7! Multe persoane au intrat cu mine. Cred că astăzi și ieri au intrat peste 200 de persoane. Înțelepte, care vor, știu ce vor. Eu vreau, Zidana, slăbesc, ajut-mă, bagă-mă în grup. Ce trebuie să fac? Care este problema mea? Una poate fi un detox de gratis, una poate fi alt detox, una poate fi un detox de terci, care este zero bani, alta un detox, mă rog, diferit. Noi suntem 2000 și ceva. Dragii mei prieteni, în fiecare din voi persoane găsim o ieșire din situație, este gratis. De a vorbi cu mine este gratis. Da, hai să mă întrebi, Dana, nu ți-am răspuns. Ok, nu am timp, dar întotdeauna eu găsesc la fiecare din voi om sărac, om bogat, om cu bani, om fără bani, o situație, chiar dacă nu ai bani zero,
sau ești o mămică, că mă rog, cu probleme, cu copii și au trecut printr-o divorț, printr-o depresie, printr-o stres, întotdeauna găsim o ieșire din situație. Azi am primit un mesaj de astfel, Zidana, ajutor, te rog să mă ajut. Cândva, eu cu această întrebare am ajutat pe altă doamnă. Zidana, băietul meu este drogat, are 40 de ani și deci nu știu ce reabilitații se mai fac. Ok, am vorbit cu o maică, l-am întrădus la o maică, a vorbit cu o maică, cu un psiholog foarte bun, că este o măicuță dintr-o mănăstire. Băiatul vine din România, că trăiește în România, vine la mănăstirii Republica Moldova, vedem ce facem. Întotdeauna găsim o ieșire din situații pentru toată lumea. Nu importă, ești tu drogat, ești tu alcool, fumezi tu mult, ești foarte bolnav, ești o femeie foarte înțeleaptă și frumoasă, care tu vrei slăbești, cu mine slăbești. Eu promovez sănătatea, totul și natural. Eu care nu-i natural, eu nu promovez niciodată. Vă salut cu mult drag, suntem în live 2000 și ceva. Bună seara la toată lumea. Vă arăt că eu, la mine, cum decurge detoxul și postul. Astăzi este prima zi de post, dar eu am două zile de detox, că eu vreau. Când e sărbătoare, voi îmi spuneți, Zidana arăți din nota 2. Zidana a râs din nota 5, Zidana a râs din nota 10, Zidana, draga mea, vreau să arăți din nota 100, da? Ori, Zidana, tu nu arăți bine, ești foarte urâtă și vreau ca tu să mai slăbești. Le primesc toate comentariile, chiar în așa live-uri le primesc absolut toate critică. Zidana, ești foarte urâtă, dacă sunt urâtă, ok, mai lucrăm ca să fim toate femeile frumoase și înțelepte. Așa, eu doresc să slăbesc 2 kg, ia uite câtă lume, dragile mele prieteni, înainte de a slăbi sau înainte de a începe un post, trebuie ca și ieri am vorbit să ne eliberăm de toate păcatele și toate din nodul în gât. Nodul în gât are toată lumea și bărbații și femeile. Nodul în gât se începe după 18-20 de ani. Aceasta este, ca să înțelegeți, o suferință. O scârbă, o ceartă, nu vorbești fica cu mama. Sunt multe situații când zic, Dana, ce să fac? Fica mea nu prea vrea să vorbesc cu mine, fiindcă nu i-am dat casa, ori nu i-am dat avere. Așa, aceasta este o depresie, aceasta este deja altceva, nu este vorba de slăbit, aceasta este, tu mereu arăți din nota 10. Mulțumesc, dar poate cineva îmi spune că arăt din nota 2, ca eu nu mă supăr, da? Așa, întotdeauna găsim o ieșire din situație. Dacă este problema ta cu psihica, poate ai nevoie de ceva, poate ai nevoie de un psiholog, poate ai nevoie de un tratament, poate ai nevoie de un terapeut. Întotdeauna găsim o ieșire din situație, indiferent să fii tu bărbat, indiferent să fii tu bărbat care ai o problemă și care tu vrei ca soția ta să nu afle. Indiferent că tu ești o mamă care copiii tăi nu te accept așa cum ești, tu întotdeauna, deci între cu mine că eu găsesc ieșirea din situație pentru toată lumea. Cât de puțin, nu te ajut eu, arunc la altă doamnă, ajută, te rog pe doamna asta, dă-i te rog un sfat, ce ar putea să fac? Ok, eu am câteva femei lângă mine puternici, femei care au trecut prin greutăți, femei care au trecut prin boli, femei care au trecut prin divorțuri, femei care au trecut că au avut cancer și au rămas fără sâni, femei care au slăbit. De la 140 au rămas femei frumoase de 60 de kilograme. Și numai cu puterea lor, numai cu rugăciunea, cu puterea lui Dumnezeu. Noi ca să fim răi în suflet, ca să avem inima neagră și obosită de rău și de mucegai, nu slăbești. Nu te lecuiești, nu ești sănătos, noi trebuie să fim curați în suflet. Dacă tu vrei să faci ceva frumos în sufletul tău, tu trebuie să fii bun. Nu gândi dacă m-a sunat, a, bie, ce un om de Ucraina, zicem așa, un băiat de Ucraina, și mi-a spus, Zidana, soția mea are cancer în cap, în cap. Și eu le-am râs, zice, hai să vedem unde a ajuns întrebarea, măi, ai mai fost la biserică, măi, ai ajutat un copil, măi, ai ajutat o familie care are nevoie, măi, ai ajutat, nu știu ce. Nu, Zidana, n-am ajutat nimic, toată viața mea am vândut mașini, am furat mașini și am vândut. Ok, păi cum vrei ca soția noastră, ca să nu aibă cancer sau cineva din familie? Noi dacă facem rău, noi întotdeauna rău primim. Noi dacă facem bine, noi întotdeauna bine primim. Așa, vreau să beg 10 kg, intrați cu mine, dragile mele prieteni. Vă salut cu mult drag. Eu deja
Eu am să mă stăruiaz, nu am posibilitate, că nu de mult am intrat în casă, am, nu am posibilitate, ca sunt cu fiecare din voi, să găsim măcar 2-3 minute să vorbim. Așa, multă lume care vorbește cu mine și care eu le deschid WhatsApp-ul, că eu vorbesc pe gratis, ca să nu se plătească bani, încep foarte mult a plânge. Aveți curaj, eu vă primesc așa cum sunteți. Eu vă primesc slabi, somnoroase, în cămașă de noapte, eu vă primesc în pijama, eu vă primesc cu diamante, cu ce vreți voi. Și cel mai sărac om care nu are încălțăminte. Și pe ceala îl primesc eu primul dacă ești astfel de persoană. Pentru mine sunt toate persoanele tot una. Pentru mine nu are valoare A, că el este mai frumos, orică le are un magazin și face milioane, orică doamna are X, deci branduri. Nu! Pentru mine orice persoană e tot una. De la sărac la bogat, eu sunt în stare cu așa curajul meu, cu energia mea, toată ziua sunt așa, într-adevăr sunt toată ziua așa, eu cânt, eu dansez, eu mănânc, eu beau o cafea, dacă este nevoie, da, nu-mi pot să ascund că nu-i minciun, beau și un pahar de vin negru, dacă este nevoie, beau și 50 de grame de țuic, fiindcă este sănătos, dar viața noastră este foarte principalul, ca să mâncăm sănătos, ca să fim buni cu toată lumea, ca să fim buni cu copiii, ca să fim buni cu vecinii, ca să avem o familie curată. Dacă eu îți dau un ajutor, un sfat, cum străiești viața sau chiar o problemă care te ajută, că sunt foarte multe lume care vor să, mă rog, să slăbească sau cu probleme. Și te-am ajutat și îți spui mulțumesc, atunci ajut și tu pe altcineva. Dragile mele, prieteni și fete, care suntem în live, astăzi suntem 2000 și ceva. Vă rog din suflet cu plecăciune, fetele care au mame. În primul rând mă adresez la această întrebare. Întrebare! Fetele care au mame, vă rog, vorbiți cu ele, dați-le căldură, dați-le iubire, spuneți-le toată ziua că le iubiți, spuneți-le toată ziua că ești cea mai frumoasă mamă, cea mai frumoasă bunică, cea mai frumoasă soră. Nu le lăsați în soarta nimănui. Mamele noastre au nevoie de susținerea noastră. Indiferent că mama ta este alcoolică, indiferent că mama ta te-a lăsat, indiferent că mama ta a greșit în viață, noi toți greșim, mai ales când suntem tineri, noi toți suntem verzi la cap și greșim. Nu este om ca să nu greșească. Unica persoană, unicul lucru, unul Dumnezeu care nu greșește, este Dumnezeu. Dar și El câteodată greșește. Dar noi toată lumea greșim, toți, absolut. Bărbații care au mame, părinți bolnavi, tați care nu ați vorbit de un an, de doi, este cea mai mare și cea mai multă întrebare care este pe Facebook-ul meu și pe WhatsApp și toate întrebările, chiar și pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Auzacul. Dragile mele, prieteni, suntem 2300, vă rog să distribuim live-ul nostru, apoi eu îl trec pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Auzacul. Dragii mei prieteni, fiindcă cine mă vizionează sunt prietenii mei întotdeauna, dar dacă mă vizionează sunt într-un live 2000 și ceva, înseamnă că sunt persoane care mă iubesc. Vă rog frumos, mamă, fată, băiat, fiu, tată, bunel, bunică, ne cerem iertare, mai ales fetele care nu vorbesc cu mamele, copiii care nu vorbesc cu părinții. Este foarte păcat să nu vorbești cu părintele tău. Da, noi știm că au probleme, noi știm că undeva a greșit în fața noastră, nu știm că undeva ne-a obișduit, nu ne-a dat ceea ce am vrut noi, fiindcă noi poate am vrut să devenim artiști, am devenit, mă rog, în diasporă, ștergem curul cuiva, asta e viața, da, asta a fost viața, ei nu au avut posibilitate, voi trebuie să înțelegeți chestiile astea, cereți-vă iertare. Persoanele, fetele care vor, deci, să dăi un sfat, una la alta, ajutați-vă. Draga mea Marie, ajută-mă, cum ai slăbit? Draga mea Diana, ajută-mă, cum ai slăbit? Dragul meu Iuri, ajută cum ai slăbit? Întotdeauna ne stăruim cu un sfat. Bun, faceți-vă prieteni aici, în live-ul meu. În live-ul meu există numai prieteni, oameni răi nu există, oameni cu inima ră nu există. Zidana, mulțumesc frumos, am problema cu tiroida. Cristina, te rog, intri pe WhatsApp-ul meu, apoi îl găsiți, întotdeauna îl găsiți, că cineva este în comentariu și scrie.
Eu îți dau problema să vedem de unde vine problema, dar dacă e steroida, dacă este altceva, poate faci un detox, poate trebuie să slăbești, poate îți cade pirul, poate ești foarte slabă și trebuie să te îngrași. Și aceasta este, deci, o problemă. Așa. Zidane, arăți din nota 10. Bine, încă nimeni nu ne-a spus că arăți din nota 2, dar totuși, dragile mele prieteni, eu ieri am început un detox foarte puternic și mă ajută, credeți-mă, și pe tine pot ajuta. Și tu poți să intri în echipa ta. Dacă tu vrei să intri cu echipa mea, să ajuți pe cineva de gratis, cu un sfat, la noi aici nu-i cu oameni răi, cu bogătări, că tu ești mai bogată, eu sunt mai săracă. Da, eu sunt săracă, eu voi fi săracă, eu vreau să mor săracă, dar sănătoasă. Fiindcă se crie niciodată nu au buzdari și noi banii niciodată n-ai să-i luăm cu noi. Niciodată, să știți, dacă ai mamă bolnavă, ajută-o, dacă ai tată bolnavă, ajută, dacă ai soră bolnavă, ajută, dă-le un sfat, aruncă-le un bănuț, nu le lăsa să moară de foame, dacă ai un frate, ajută-i, nu jălie și 20, 10 bănuți, dar ajută-i întotdeauna ca să fii sănătoși toată lumea, toată lumea. Peste noi a căzut o pandemie foarte puternică, nimeni nu credea că poate să ajungă așa pandemie, ca să fim bolnavi, ca să nu ne vedem părinții. Într-adevăr, dragii mei prieteni, eu te ajut pe tine, tu ajut pe cineva, cu un sfat. Dacă nu, îți mergi în viață, dacă ai probleme, dacă ești negru, mă rog, se întâmplă, în viață noi toți greșim. Fă o binefacere, ajut pe un om sărac, ajut pe un copil sărac, ajut cu niște biscuiți, cu o pâine, cu un plic de lapte sau cu un litru de lapte. Ajut întotdeauna să știi, dacă tu ajuți, faci caritate, cine vrei tu? Noi că să-ți spun eu, ora, orbe, orice. Pe cine vrei tu, chiar pe o familie, chiar pe o vecină, chiar dacă o urăști, te duci o pungă de mâncare la copii. Asta este foarte important, mai ales când noi suntem în post. Dacă noi vrem ca să meargă bine, ca să fim sănătoși, ca să fim bine, noi trebuie să facem ceva frumos. Dumnezeu ne-a lăsat să facem frumos. Dumnezeu ne-a lăsat să facem lucruri frumoase. Să dăm, deci, ajutor cuiva, o mână, întinde o mână. Ok, poate să suni într-o zi să-mi zică, Zidana, împrumut-mă 20 euro. Mai, na, 20 euro, duci să-ți cumpăr de mâncare. Ok, nu am 20, am 5, nu nații, da? Zidana, bate la poartă, Zidana, vreau o pâine. Ok, vină la mine că îți dau o pâine, chiar și două, dacă am posibilitate. Ajut și tu, dragii mei prieteni, că bunătatea noastră, care o facem întotdeauna, noi găsim bine. Niciodată stărute ca să nu faci urât. Așa. Am intrat pe puțin timp, dar suntem foarte mult, nu pot ca să ies. Așa, eu am început un detox foarte puternic și post, că la noi la ortodox, fiindcă eu sunt ortodoxă și s-a început postul. Ce am mâncat eu astăzi, de dimineață, încă o dată, pentru cine a spus? Apă, cafea, salate. Așa, toată ziua pe salată. Salată de varză, salată de dovleac, salată de dovleac crud. Se vede foarte bine că eu m-am desumflat puțin la față. Eu am slăbit 2 kg. Deci, în 2 zile, eu pot să te ajut și pe tine cum să slăbești. Mă suni, mă scrii să vedem care este situația ta. Eu încă voi slăbi, dar am să mă stăru de fiecare dată. Mă fac un live, vă explic. Într-o peste 2-3 zile să mă vedeți deodată, cum așa, ori așa, ori m-am îngrășat. Întotdeauna sunt dispusă să ajut pe cineva. Zidana... mi-ai trimis colagenul, mă bucur că ți-a ajuns colagenul, te iubesc, Zidana, uitați-vă câte, într-adevăr, întrebări frumoase sunt. Încă una vreau să vă rog pe toată lumea. Noi nu avem numai mame, noi avem și părinți, noi avem și tați. Fix aceeași problemă, dacă tu îți ceri iertare și o ajuți pe mama ta, deci ajută-l și pe tata, fiindcă părinții noștri sunt sfinți. Părinții noștri sunt icoane. Dragii mei prieteni, vă rog, vă abonați la canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Uzacu, acolo sunt foarte multe sfaturi. Așa, ei să mă întrebe așa, măi Zidana, ce să fac, suntem foarte mulți, ce să fac eu când cade părul? Această întrebare este foarte, foarte întrebată. Am rămas chel, nu mai am păr în cap sau, mă rog, îmi cade părul și mi-e rușine, port pareucă. Deci aceasta tot este o problemă care noi trebuie să fim atenți și mâncăm. Toate bolile noastre, toată problema noastră, toată boala care dacă tu ai căzut părul, unghia, deci unghia se strică, avem PTP, corp, avem probleme cu inima, avem probleme cu colonul, cu ficatul, cu sângele, toate intră de la ce mâncăm noi, toate. Dacă ai să renunți la toate chimicalele,
sau cât mai puțin chimicale ca Coca-Cola sau ca alte chimicale, vei fi sănătos. Cu siguranță vei fi sănătos. Așa, vreau numărul de telefon 00351925160277. Așa. Aș vrea o rețetă, așa, pentru păr, hai să vorbim pentru păr mai întâi. Dacă tu ai căderea de părul, sunt foarte multe uleiuri care tu îți dai comandă singur sau le cumperi din farmacii. Sau cel mai simplu, ca să nu cheltui tu bani, să le faci tu singurică. Așa. Dar câteodată sunt situații, mai repet odată, că nu e problema că la căderea părului. Poate este o situație mai profundă, poate este o infecție, poate este altceva, așa. Dar dacă tu crezi că numai părul îți cade, ți-ai dat comandă pe internet. Un ulei de cătină, un ulei de usturoi, dar ulei de usturoi îl faci singuric în 5 minute. Un ulei de ceapă, un ulei de păpădii. Toate uleiurile acestea se vând acum peste tot, uleiuri biblice, ulei de smirnă care ajută la toată lumea, smirna se mănâncă, smirna sau tămâie chiar ajută și la copii, este smirnă care se mănâncă pentru copii, să știți. Mulțumesc, Iri, mulțumesc. Este smirnă care ajută la copii care nu pot vorbi, care au ajuns la 5 ani și nu pot vorbi. Este smirnă care ajută la persoane care au epilepsie, dragii mei prieteni. Se mai numește în popor boală neagră, mi se ridică părul pe mâini. Epilepsia o au tacuri, panică de epilepsie o au și copiii. Sunt născuți cu așa boli. Asta este o boală căcați. Deci se întoarce limba, este o boală foarte urâtă. De exemplu, eu mă tem de așa boală. Dar totuși, la așa boală, că primesc și așa întrebare. Zidana, ce îți fac cu epilepsia mea, draga mea fată? Mănânc sănătos, du-te la biserică, fă rugăciuni, ai grijă. E cum vorbirea de a vorbi cu un preot minunat, cu un preot, cu un psiholog care să-ți dă diferite sfaturi, da? Dacă să mă întreg pe mine, Zidana, ce să fac, slăbesc, eu te ajut. Ori Zidana, dă-mi ceva, o cremă pentru genunchi, eu te ajut. Dar eu nu sunt preot. Este vorba și cu preoții trebuie să vorbești. Ori sau cu o măicuță. Dacă nu cunoști mănăstiri, eu îți dau. Unde să te duci să vorbești cu o mănăstiri, cu o măicuță? Două care sunt foarte informate, care are o psihologie de aur, care îți dă foarte multe sfaturi, dragii mei prieteni. Dar dacă vorbim de familie, dacă vorbim de icoana noastră, de căsuța noastră sfântă, cel mai bun psiholog este mama. Mama noastră, eu, tu, cele care sunt mami. Noi mamele trebuie să fim înțelepti, noi mamele trebuie să fim puternici, noi mamele trebuie să fim foarte buni, noi mamele nu trebuie să ne certăm. Da, câteodată ne sare țandra și ne nervăm și răcânim, da, este și așa, și nu mai poți și buhnești cu pumnul masă, că te-ai nervat, te-ai săturat de viață. Dar mama care e deșteaptă, mama care e înțeleaptă, mama întotdeauna are răbdare, foarte răbdare. Să avem răbdare cu bărbatul nostru, cu bărbatul care bea, să-l învățăm să nu beie, să-i dăm căldură, să-i dăm dragoste, cu copiii noștri, cu copiii noștri care sunt drogați, cu copiii noștri care sunt grași, trebuie să-i ajutăm ca ei slăbească, să fie sănătoși. Cu fetele noastre, mai ales cea mai mare problemă e mamă cu fată care nu vorbește. Trebuie să fiți foarte atent aici. Dați-i dragoste, spuneți-i că o iubiți, spuneți-i că este cea mai frumoasă fată, chiar dacă este urâtă, dar femeile sunt toate frumoase. Așa și cu fiii, așa și cu ficiorile. Indiferent poate fi bolnavă, indiferent poate fi el la pat, da? Dar aceste lucruri care mulți din noi nu le știu, care nici nu rostesc cuvântul te iubesc. Te iubesc trebuie să știe toată lumea. Pe cine noi iubim? Pe Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește pe noi. Ai încredere? Fii, du-te la biserică, la care vrei tu, la cine dorești tu. Eu niciodată n-ați promoveți, vă rog, religia sau alte chestii. Nu. Tu crezi în Dumnezeu, tău Dumnezeu este unicul, da? Dar, dragii mei prieteni, în orice biserică, fii de care religie nu ar fi,
te învață să fii bun, te învață să fii umanos, te învață să fii dulci, te învață viața, dragii mei prieteni. Asta este foarte important. Dacă noi vom trăi sănătos, dacă noi vom trăi bine cu vecinii, cu prieteni, nu te intra pe Facebook și lăsa un comentariu urât că doamna a făcut-o. Treci cu vedere, nu trage atenție. Fiindcă nu-i păcatul ei, dar e păcatul tău, că tu obrufești, știi, da? Așa. Bună seara, dragii mei prieteni, eu urmăresc mereu cu mult drag. Am intrat astăzi să evoluez cum merge detoxul meu, cum merge postul meu. Și eu deja m-am arătat, eu am slăbit în două kilograme, dar vreau să mai slăghesc 7, că mie nu-mi trebuie mult. Eu sunt o femeie cu forme. Deci mie nu-mi trebuie mult slăbesc, dar 7 kg pentru sănătatea mea. Nu mă sunt bolnavă, mă sunt bine, mă sunt fericită, mă împlinesc și sunt o femeie, mă consider o femeie fericită, că eu sunt așa. Eu nu iau ura, eu nu mă leg cu oamenii răi, eu nu răspund niciodată urât, eu nu bârfesc pe nimeni, eu nu am când să bârfesc, nu am când. Eu am copiii mei, eu am familia mea, eu am soțul meu, eu am prietenii mei care eu știu cui să-i dau dragoste. Da, dar îți ofer și ție dragoste dacă tu ai nevoie. În life-urile mele, cum am spus-o și întotdeauna o spun, numai persoane dragi mie, oamenii răi, n-au ce căta aici. Oamenii răi cu mine nu se primește, fiindcă eu am un suflet bun. Eu am un suflet că la mine din sufletul meu duce la toată lumea. Deci iubire și dragoste. Dacă ai nevoie de un ajutor, mă scrii. Orice ajutor. Ok? Poate nu dovedesc întotdeauna să răspund, dar mă stăru să-ți răspund de fiecare dată. Încă o dată, cu iertare pe toată lumea. Cineva m-a întrebat, Zidana, ce-ți fac cu ficatul gras? Ficatul gras este foarte bun, ceaiul de urzică, dar mai este bun și ceaiul de păpădii. Zidana m-a întrebat cineva, eu din păcate nu am mamă. Așa, mama ta e în ceruri și totdeauna este bine ca să vorbești cu ea. Că ea te vighează, ea te ajută, ea te îndrumă, ea îți vine în vis. Așa, asta la fel este ceva frumos, ceva bun. Ok, e acolo unde este, sunt bine. Așa, Doamne, Doamne, eu vrut să o duc acolo, da? Mă rog, dar, dragii mei prieteni și chiar persoanele care nu au mamă, au dreptul să vorbească cu el, fiindcă ele tot au avut cândva suflet. Și deci este normal și sănătos. Dacă cineva se întrebe și zic, de ce vorbești singur și ești bolnav la cap? Nu, nu suntem bolnavi la cap. Da, noi vorbim singur, fiindcă noi vrem să vorbim cu cineva, dacă câteodată nu avem cu cineva. Sunt foarte multe lume în diasporă care sunt singuri, ani de zile. Ani de zile într-un apartament, într-un singur cămeruț, 2x2 și n-au cu cine vorbi. Asta este sănătos de a vorbi singur. Asta este sănătos de a dansa singur, de a face gimnastică, de a plânge, de a râde, de a zâmbi. Chiar și de a bea un pahar de vin este sănătos. Nu este un om bolnav care... Deci vorbește singur sau, mă rog, nu este, câteodată spunem noi că ne ducem la spitalii de psihiatrie, nu este adevărat. Așa, ce plantă este tămâia? Tămâia este, nu-i plantă, dar tămâia este, ca să zic așa, o pulbere care ele se aduc la noi, în Republica Moldova, România, din India. Ea se folosește foarte mult ca busuiocul în biserică. Cu ea se tămâiază. Deci, dar este tămâie foarte puternică. O râșă, ca să zicem, de copac. Așa, ea este extrasă din copac și este peste 5 milioane de arbori, dar sunt tămâi foarte scumpi, care este cu greu de adus la noi în țări, că este contrabandă. Cea mai sănătoasă tămâie este tămâia sultanului. Este foarte scumpă. Pentru cine o au și nu știu și din casă, aveți grijă să faceți diferite uleiuri, diferite masaje, mai ales pentru copii, mai ales pentru cancer, mai ales pentru alte boli acute sau grave. Seară frumoasă, Eugenia Vâlcu, te salut cu mult, mult drag. Așa, dragii mei prieteni, de mâine iară de nou țin post, iară de mâine sunt în detox cu voi, cu fetele care au intrat cu mine, care deja, Zidana, eu astăzi am minus 1 kg, Zidana, eu astăzi minus 800, Zidana, nu știu ce, bravo, mă bucur că sunt foarte multe femei curajoase, dar primim și bărbați, foarte corect. Trebuie să avem răbdare că când noi am papat, ne-a fost bine și frumos și fiuim și dansăm
Și împlăm burtica de toate, trebuie să fie bine ca să le dăm jos. Pentru ce slăbim? Ca să fim sănătoși. Pentru ce ducem o viață sănătoasă, ca să fim puternici, ca să fim înțelepți la cap. Asta este foarte corect. Dar trebuie de slăbit frumos. Slăbim frumos. Nu slăbim cu diferite diete care se duci foame cât 3-4 luni că mori. Crede-mă. Da, este postul negru, sunt posturi care poți să nu mănânci câteva ore, este corect, reușești, slăbești, dar totuși este bine un sfat de la o persoană care deja a slăbit, de la persoane care, deci, au trecut prin așa posturi. Așa, când vorbim de cancer, hai să vorbim puțin de cancer, că așa, asta întrebare este, deci, întrebată, Zidana, soția mea are cancer, Zidana, soțul meu are cancer. Așa. Cancerul sau rac, el este numit în două nume, în globul ăsta pământesc, încă nimeni nu a găsit, deci leac pentru această boală. Ea este, dar nu unul ne-o spune, fiindcă noi suntem foarte multă lume pe pământ și ei vor ca noi să murim, să fim mai puțină. Fiindcă nu degeaba este și pandemia asta, care a venit acum, a apărut peste noi așa, ca un brusc, ca o ploaie, da? De aproape 3 ani de zile. Așa. Dacă eu intram într-un live 3 ani de zile sau 5 și spuneam că, dragii mei prieteni, peste un an toată lumea vom fi cu botnițele astea la gură și cu măștile astea și nu te poți răsufla și tu cum amețești de ele, toată lumea spune, Zidana, ești nebună. Dar se întâmplă, putem în viața asta, în lumea asta, să ne așteptăm și mai rău și mai bine, da? Dar de asta noi, fiecare din noi, ne stăruim în căsuța ta să mănânci cât mai sănătos. Da? Sunt foarte multe lume care nu poate, n-au curaj. Eu îți dau curaj. Echipa mea îți dă curaj. Întotdeauna vorbim, întotdeauna găsim. Da, nu pot să vorbesc 3-4 ore, că sunt persoane care vorbesc 3-4 ore, fiindcă timpul pentru mine tot este contact. Eu mai am și familia, mai am și copiii. Așa, sunt multe persoane care mănâncă într-adevăr foarte multă pâine, foarte multe dulciuri. Hai să le luăm de dulciuri. Dulciurile, mai ales care sunt cumpărate, este un business de a face bani, ca să înțelegeți. Dulciurile face cancer, dulciuri face diabeta, dulciurile ne dă dureri de picioare, dulciuri trebuie să... Deci, dulciurile să le aruncăm, dacă cinstit. Da, mănânci dulce, dar mănânci dulce sănătos. Mănânci dulce care faci tu. Dacă tu iubești sau copiii tăi în familia ta, deci iubești dulce, stărui-te să-l faci tu. Cât de simplu, o tortă, poate să nu fie frumoasă, poate să fie mai frumoasă, poate să nu fie... Dar dacă tu faci pentru sănătatea ta, stărui-te întotdeauna și fă cât mai sănătos, cât mai sănătos. Dragile mele prieteni, live-ul rămâne aici, dar vă rog să-l distribuim, apoi îl trecem pe canalul meu de YouTube. Dacă vorbim de sănătate, sănătate cât mai mult ori, cine are nevoie de ea? Sunt foarte multe lume la pat, da, de 2, de 3, de 4, de 7 ani, sau chiar bărbați și mamele se chinuie cu ele la pat, mă rog. Le schimbă, le spală, le hrănește, da, deci este un chin, o, să zicem, o cruci care o poartă după cap. Dar și aici este problema de a mânca sănătos. Ajută. Dacă tu poți să ajuți, ajută-o. Ai răbdare. La așa mami, eu cu închinăciune, care lupt cu copiii bolnavi, care lupt cu bărbații bolnavi. Fiindcă dacă noi avem doi copii și bărbat, înseamnă că avem trei copii și bărbatul nostru are nevoie de dragostea noastră și încurajarea noastră. Toată ziua să-i spui că îl iubesc. Așa, chestia asta. Zidana, eu niciodată în viața mea nu i-am spus la bărbatul meu că îl iubesc. Încearcă și spune. Începe și spune. Fiindcă și bărbații noștri cad foarte multă dragoste de la noi. Prin dragoste birui tot. Prin dragoste, prin sănătate, prin liniște sufletească, prin liniște în familia ta, tu birui tot. Indiferent, da, sunt multe probleme în familie, neajunsuri, la bani, că nu mă ascultă, că nu știu ce, că e bolnav, pleacă că sara la o bere, ok, dă-i puțină prioritate. Fii tu mai înțeleaptă. Arată că tu ești înțeleaptă. Arată că duci o viață sănătoasă. Ce înseamnă o viață sănătoasă? O viață frumoasă, ca oricine din noi are grijă și trebuie să aibă această viață. Așa, încă o dată, încă bună seara din Israel, este o dulce, mulțumesc frumos, dragii mei prieteni, cum v-am explicat, voi intra
Cam să mă stăru când dovedesc, da, cam miercurea și vinerea eu întru pe întrebările voastre, răspund clar, luăm de la început care este, dar vă ascult mereu. Mulțumesc frumos, cu drag, mulțumesc mereu. Așa, dar acolo este alt life, așa life-uri eu am început să fac, de ce? Fiindcă eu am început o dietă și vreau să încurajez prietenile mele că tu poți în casa ta. Nu este nevoie să dai bani la dietolog, nu este nevoie să tai burta, nu este nevoie să-ți duci te injectăți. Tu poți să duci o viață cât mai sănătoasă și o viață cât mai frumoasă. Tu, bărbatul tău, copiii tăi, părinții, dacă nu vrei, ajut pe cineva, dar e bine să trăiești sănătos. E bine să fii sănătos, asta este foarte important. Dacă noi vom fi sănătoși și curați în sufletul nostru și ca noastră, tot este acesta, este tot foarte important să fim curați în inimă. Nu putem să facem rău, nu putem să aruncăm mâți moarte peste gard cuiva. Dar trebuie să fii sănătos, trebuie să fii bun la suflet, cum mai sunt așa cazuri. Când nu de mult am primit un mesaj de Dana, cineva mi-a aruncat, vecina mi-a aruncat o mâță moartă, învălită, nu știu, și dragii mei prieteni, nu luați în cap toate prostiile astea. Ai luat-o, ai aruncat-o, ai dat foc, ai mers mai departe cu familia ta frumoasă, arată că ești deșteaptă, arată că ești înțeleaptă, arată că ești frumoasă, arată că ai o familie puternică, tu și nu altcineva. Fiecare din voi. Este foarte important să știm lucrurile astea. Tu, noi femeile trebuie să suntem puternici, nu trebuie să fim puternici, nu trebuie să fim puternici în toate. Noi femeile noastre suntem toate, toate, urât, slab, sărac, bogat. Noi suntem teatru și circul. Da, noi femeile în căsuța noastră trebuie să împărțăm pe toate. Când este vorba de un teatru să vorbești cu copilul tău, ai dansat, ai jucat. Când este vorba seara să-l inviți la un vals, l-ai dansat, l-ai jucat, l-ai hrănit. Absolut este normal cine are probleme în cupluri, așa. Ce detox, așa. Dragii mei prieteni, suntem foarte mulți, așa, ce costă mai exact, așa, între cu minim pe WhatsApp și eu vă explic totuși minunat. Așa, am primit o întrebare zilele astea, că într-adevăr este tremană o întrebare pentru toată lumea și chiar de la Moscova și din tot globul ăsta pământesc. Zidana, eu am foarte mari dureri de picioare și la mine se umflă picioarele. Asta este reținerea de apă în organism. Așa, trebuie să știm cât mai multe ceaiuri. Așa, hai să spunem să luăm, deci o persoană care, eu am să vorbesc în euro, așa, care are un salariu de 20 euro, ok, sau o pensie alimentară, sau, mă rog, da, tu poți să-ți cumperi cimbru, tu poți să-ți cumperi frunze de dafină, tu poți să-ți cumperi usturoi, ceapă, sunt lucruri foarte ieftine, zero bani aproape. Cu siguranță, dacă te duci la piață și vrei să cumperi un, doi, trei căței de usturoi, pleacă-te și dacă nu ai zero bani, tu te rog, dă-mi te rog un cățel de usturoi, că nu-l am. Eu să nu am, eu aș cere, fără rușini. Da, îți faci ceai de usturoi, îți faci o mască, îți mănânci usturoi, că el este antibiotic. Ce avem lucruri care sunt necesare în casa noastră? Mierea de albin, polenul, morcovul, ceapa, sfecla, sunt lucruri sănătoase, sunt condimente, sunt alimente, fructe, mere, struguri, pere sau alte fructe sănătoase care le poți tu mânca în căsuța ta ca să nu plătești mulți bani. Mai este pătrunjelul, mai este ceapa verde, mai este mararul, spanacul, da, toată lumea în ziua de azi că suntem moderni, noi avem de toate, noi îmi permitem de toate, dar nu uităm că trebuie să fim sănătoși, nu uităm că trebuie să mâncăm cât mai bine, cât mai sănătos și frumos. Ce înseamnă, că multă lume întreabă, Zidana, ce înseamnă să mănânci frumos? Ca să pui cu cuțitul și cu lingura. Nu înseamnă asta ca să mănânci frumos, că nu suntem la restaurant. De a mânca frumos înseamnă de a mânca sănătos pentru corpul nostru, ca să nu fim bolnavi. De ce? De cancer, de ficat, de hepatită, cu toată lumea. Deci, bolește multă lume cu hepatită. De COVID, încearcă și mănâncă cât mai sănătos. Uite-te data, când s-a făcut iaurtul, când este produs, dacă nu este stricat, nu-ți place, l-ai pus înapoi, ți-ai luat un iaurt, învață-te și fă tu brânză în casă de lapte, învață-te și coace pâine tu în casă, pentru femeile noastre, toate femei, macro pâine pe săptămână, dacă familia ta, deci mănâncă, o coci tu singuric,
Bună, rea, turtă, dar pâinea toată este rea. Pâinea toată, mă iertați, este bună. Dumnezeu mi-a dat pâine turte. Astăzi este mai bine s-a primit cum trebuie. Mâine s-a primit mai bine. Întotdeauna persoanele care, că la toată lumea există pâine. Deci în casă, când toată lumea trebuie să slăbească, da? Dar pâinea, noi, doamnele, o coacem. Acum suntem foarte moderni, o coacem în căsuța noastră. Pitigaie, fiartă, că este pâine fiartă. Coaptă, în cuptor, toată lumea avem cuptor. Încercați și coaceți pâine pentru copii, pentru oamenii care nu au nevoie. Da, este multă lume care, într-adevăr, nu este ca să zic, Dana, n-am nevoie de detox tău, de ce ai tu, de, mă rog, de sfaturile tale, dar eu nu am nici pâine în casă. Da, sunt și așa probleme, sunt și așa situații. Fă o pâine, chiar dacă tu nu mănânci, este bine că duci o viață sănătoasă, da? Vrei să arăți frumos. Dă-o cuiva cine are nevoie. Pentru orice femeie din noi, dacă vrem să meargă bine în viață, coacem pâine și o dăruim la o biserică, la o grădiniță, la o școală de copii, la un internat, la o familie care trăiește foarte, foarte greu, la un moșulel, la o bunicuță acolo care nu are, la o persoană care au nevoie de ajutor. Ai venit, ceri, dă-i. Ai văzut că odată nu l-a lungat de la poartă. Nu-i da cu piciorul un șut în cur ca să fugă. Nu crede. Nu e adevărat. Asta nu există. Dă-i o bucată de pâine. Din pâinea ta, rupi și lui, tai și lui și dă. N-a fi mulțumit, asta este povestea lui. Dar tu ești cu sufletul curat și trebuie să ajutăm fiecare din noi. Bună seara, dragii mei prieteni. Pentru cine au intrat acum, suntem 2000 și ceva. Am intrat astăzi, că eu am început de 2 zile astăzi, adică a treia, da? Nu se coate că nu a trecut, mă rog. 2 zile de pline cu detox, că vreau să slăbesc 7 kg. Deci este un detox pe bază de ceaiuri, foarte bun și mă simt energică, cum mă vedeți, că întotdeauna când mă mai satur să vorbesc cu voi. Deci mă simt bine, eu foarte multă lume m-a ajutat să slăbească, chiar și pe canalul meu de YouTube sunt diete zero, zero, care plătești zero bani, tu numai te uiți cum am slăbit, cum vrei să slăbești, cum dorești să slăbești. Dacă vrei, acolo te abonezi în bucătărie la Zidana Ozakovna, așa se numește canalul, sau dacă nu știi cum scrii, e suficient, scrii Zidana pe YouTube sau tratament Zidana și automat îți iese foarte multe tratamente, foarte multe sfaturi. Nu mă cunoști, eu nu te cunosc, dar eu sunt aici să-ți dau sfaturi. Așa, încă o întrebare care pe multă lume, deci îi macină, bolile de piele, că vorbim de toate câte o leacă. Bolile de piele, deci la fel vin de la fumat, de la droguri, de la mâncarea nesănătoasă, dar și mult vine. Zidana, eu într-o lună am slăbit 9 kg. Mă bucur, uitați-vă, wow, felicitări! Uitați-vă, dragile mele, pe Zidana, eu într-o lună am slăbit 9 kg. A fost precis cu dieta de pe YouTube, care s-a uitat, că eu nu cunosc cine este doamna. Ok, ea s-a uitat la o dietă de-a mea, la un detox de-a meu. Într-o lună, 9 kg. Ce mai spunem de doamnele care au 3-4 kg sau 7 kg? Clar că este perfect, să știți, da? Se poate că noi suntem bravo. Noi în viața noastră am avut și scări mai jos, și visuri negre, și neplăceri, și scârbi, și nevoi, și boli, și multe lume cu aceste probleme ne-au făcut curajoase, ne-au făcut puternice, da? Noi trebuie să fim puternici, noi trebuie să mâncăm cât mai sănătos. Cândva, 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 e să-ți aduci aminte de cuvintele mele. Așa, suntem 2000. Du-te, burdănoasă! Da, sunt burdănoasă! Uite, cineva mi-a spus, du-te, burdănoasă! Ia te uite, ia! Da, sunt burdănoasă, da. Și ce? Așa sunt eu, că așa îmi place să fiu burdănoasă. Foarte corect. Și la moment am 62. Hai, sunt burdănoasă. Așa, cu așa răutate care răspunde așa persoane, au un gol în suflet, dragii mei prieteni. Nu trebuie să ne supărăm pe dânsii, fiindcă în viața lor este numai negru. În viața lor nu mai este pustiu, pustiu, zero, care nu le merge în viață. Absolut numai rău fac pe lumea asta. Numai rău și numai ca să certe, numai cu bârfii. Deseori mă întâlnesc cu așa
Deci, situație. Le dăm un ajutor, avem răbdare, noi suntem înțelepte, noi nu răspundem niciodată urât, fiindcă ei sunt oameni goi în sufletul lor. Sunt cineva care stau prin spitale, care de psihiatrie, care au probleme cu capul sau chiar drogați, dar le dăm, deci, prioritatea de a vorbi. Lasă vorbească. Noi niciodată nu răspundem urât. Așa, astăzi sunt a doua zi, deci s-a împlinit două zile de când sunt pe dietă și am slăbit 2 kg. Da, nu sunt burdănoasă. Așa, dacă sunt burdănoasă, fetele mele îmi spuneți, dacă zi, da, na, ești burdănoasă, da. Dar cineva a spus, fiindcă în el este invidie, în el este răutate, în el este pustiu, negru. Așa oameni se îmbolnăvesc foarte repede. Noi nu răspundem urât. Nici măcar nu iau în seamă, fiindcă eu sunt prea înțeleaptă să mă leg cu așa tipuri de oameni. Eu mă leg cu oameni simpli, mă leg cu oameni mândri, cu oameni care vor un ajutor, cu oameni simpli, cu oameni care sunt buni la suflet. Așa. Suntem 2000 și ceva. Nu trage atenție? Nu, draga mea. Doamne ferește, cineva a glumit, crede-mă. Așa. Încă o chestie. Căderea părului și ridurile. Hai să vorbim așa de măștile de față ca să o luăm de la început. Fiecare doamnă trebuie să face câte o mască de față, măcar pe o dată, două ori pe săptămână. Cu ou, cu banană, cu ulei, cu ovăz, cu diferite cereale, cu diferite minerale sau cu diferite vitamine. Chiar și cu fructe. Știți că este foarte bine de a face măști pentru față. Chiar dacă vrea bărbatul tău, îi faci. Chiar dacă vrea copiii, mă rog, dacă sunt mai mărișori după 10-15 ani, este perfect să faci câte o mască. O mască de cătină, chiar un ceișor să speli fața la copii mici cu ceișor de mușețel, așa, este foarte bine. Chiar și cu un gălbenuș de ou, cu curcuma, cu spirulină, deci așa măști întinerești fața, este gratis, le ai întotdeauna, fiecare din noi trebuie să aibă unghiurașul nostru, talismanul nostru, deci cu diferite uleiuri, medicamente care nouă ne ajută sufletești. Cineva ajută pentru dureri de picioare, cineva ajută pentru dureri de cap, cineva ajută pentru dureri de spate. Așa. Dar eu astăzi am intrat cu câteva răspunsuri, întrebări, ca de obicei. Nu am mult timp. Toate, da, Niculina, îți mulțumesc frumos, frumos. Toate întrebările și multe întrebări care tu ai nevoie, chiar dacă tu ai nevoie, le găsești pe canalul meu de YouTube. În fiecare zi postez ceva pentru tine, ca tu să te înveți, ești gratis, ca tu să trăiești sănătos, ca tu, indiferent, fii tu slab, fii tu gras, dacă tu nu vrei să slăbești, dar trebuie să fii sănătos. Asta este foarte important. Sunt foarte mulți femei care au câte 100-120 de kg, dar sunt sănătoase și nu vor slăbească. Este foarte bine dacă ele sunt bine în pielea lor, dacă sunt bine, dacă nu le dor picioarele, dacă nu le dor mânuțele, dacă nu se umflă, deci este perfect. Ea se simte bine cu 100 de kilograme. Ok, sunt bine, slava Domnului, să trăiască cât mai bine. Așa, sunteți superbă, mulțumesc frumos. Nu, Valentina, draga mea, nu. Așa, dragii mei prieteni, nu uităm să bem apă, nu uităm să mâncăm salate, că este postul, nu uităm. Deci, să trăim sănătos, fim buni sufletești, să nu ne certăm cu nimic, că în post nu se ceartă cu nimic. Să nu arăți că nimeni, mulțumesc, doamna Șarpe, ești o doamnă, vai de mine, mulțumesc, tu mă vizionezi. Cam nu prea intri tu în live-urile mele, nu știu cum astăzi a intrat, așa. Ne învățăm să mâncăm cât sănătos, dar și sufletește. Dacă ai întâlnit în post pe cineva cu mâna întinsă, ajută-l, cu un bănuț, cu doi, cât ai tu, cât vrei tu, dar intri, dar îi ajuți, dar intri, cumperi o pâine, îi dai, dar, mă rog, sunt chestii care noi trebuie să ne ajutăm unul cu altul. Eu fac bine ței, tu faci bine altuia, altuia faci bine cuiva și noi vom ajunge o lume bună, o lume înțelegătoare. Deci asta este foarte important pentru noi. O lume înțelegătoare, frumoasă și sănătoasă. Învață-te a trăi frumos, învață-te a trăi sănătos. Dragile mele prieteni, sunteți deosebit. Mulțumesc frumos din suflet, așa. Încă ceva. Ce mai facem în post? Ne stăruim cât mai multe legume și fructe, legume coapte, cât mai multe terciuri. Este foarte bine să mănânci
ștergi pe bază de apă, la fel, fără sare, fără zahăr. Sunt sfaturi utile. Este foarte bine să mănânci ceaiuri din mușețel, ceaiul din pojarniță rostopască, ceaiuri din plante sau ceaiuri nervocalmă, care, mă rog, este zmeura, care are antibiotic, ceai de lămâie, ceai de portocale, care să te ajut. Ce mai facem în post? În primul rând, nu ne certăm, mâncăm sănătos, ajutăm, deci bem ceaiuri, facem gimnastică, așa, seara, faci câte o gimnastică, clar că sunt multe lucruri interesante care trebuie să le facă oricine din noi. Vă rog să distribuim live-ul meu, așa, respect Zidana, așa, cerem iertare de la părinți, de la mamă, cum am vorbit chiar, dacă sunt copii, părinți care nu vorbesc cu copii, trimite un mesaj, chiar dacă nu vorbești cu tine, trimite un mesaj, iartă-mă, mă rog de mă iartă. Vă salut cu mult drag, eu trebuie să vă las și v-am explicat că sunt a treia zi de post, adică este prima zi, dar eu am început un detox și am slăbit 2 kg, 2-3 kg, poate mâine dimineață văd cu cât sunt în minus, dar vreau să slăbesc 7 kg, 7, dar în afară de asta, clar că mai iau și un calogen, mai iau și un calciu și o vitamină ca să-mi dăie putere, că cum numai cu o buruia nu mă țin eu sau cu castraveți sau cu roșii dacă mănâncă o salată, mai sunt astfel de vitamine, suplimente de vitamine care noi trebuie să le bem sau, mă rog, vitamine care tu le iubești, așa, ele se fac în apă și le văd că suntem moderni, noi ne mai punem injecții, da? Noi ne mai punem, că nu suntem pe vremea de război, da? Clar că eu și astfel de suplimente de vitamine pentru sănătatea mea, pentru să întărească părul, care are vitamina D, are vitamina B12, vitamina A, are vitamina C și le iau și pe ele de când în când. Eu și așa eu vitamine și trăiesc sănătos și îmi place viața, eu am pentru ce trăi, dar mă rog să mai întâmplă că mai avem nevoie și de un colagen, că mai cărțăie osul, mai cărțăim, deci genunchiul sau mai avem nevoie de alt supliment alimentar care ne ajută la sănătatea noastră. Ce ai bei Zidana? Ceaiuri de fructe roșu, sunt diferite ceaiuri care te slăbește, care te ajută, care se ajută la colon, care te ajută la ficat, care îți curăță. De fiecare dată vorbesc de ele. Dacă îți vine greu și nu ai un ceai de pediucuță sau nu ai un ceai ca, mă rog, să zicem așa, de pojani sau un mix de ceai pentru nervocalma, mă întri că eu ți-o dau de unde să le iei, duci să le cumperi tu singurică, să fii tu sănătos ca toată lumea. Atât de multă lume suntem, am avut un live perfect. Cine nu este abonat la canalul meu de YouTube, cu mare drag, în bucătărie la Zidana Ozacu, sunt foarte multe mâncăruri de post, gimnastică, ce poți face pentru dureri de spate, ce poți face pentru dureri de cap, ce poți face pentru migrenă, cum scați din burtă, așa, din burtă, când noi avem burtă, cum să-ți ridici peptul, dacă vrei să ai un pept, să lucrezi ca să lucrezi mușchii, cum să-ți ridici crulețul care noi îl vorbim, mă rog, asta este, așa se numește, da? Deci sunt diferite sfaturi care cu siguranță te ajută 100%. Dar nu mai vă bat de cap, v-am lăsat, vă doresc multă sănătate, o seară binecuvântată, rămâneți cu Dumnezeu, amin, și fă un bine, fă o binefacere cuiva. Nu te lăsa doborât de satana, ridică-te la Dumnezeu, cere ajutor, chiar indiferent dacă ai o depresie, chiar indiferent. Nu poți, noi te ajutăm, intră, vorbim, găsim ieșirea din situații, ce este bun pentru tine. Pentru femeile care vor să slăgească un kilogram, două, trei, de deci ce floare la urechi, deci țineți terciul de ovăz, țineți alt terci, stați pe salată, că suntem în post și vă doresc multă, multă sănătate. Prietena voastră Zidana, cine are nevoie de ajutor, cu mare drag vă aștept WhatsApp-ul meu. Nu este astăzi să răspund, cu siguranță, mâine, pe mâine, da, ajunge. Deci ajung și la mesajul tău. Acolo este WhatsApp-ul meu, este de gratis. Ești un om deosebit. Mulțumesc frumos. Vă doresc noapte bună. Sănătate. Aveți grijă de voi. Zidana, ai o pastă de dinți natural? Da, o am pe canalul meu de YouTube. Așa. Toate întrebările pe canalul meu de YouTube le găsești. Niciun live, niciun tratament care eu le fac nu se duc de acolo. Eu am plecat la băiță și mă duc lângă copilașii mei și lângă soț și lângă familie. Noapte bună, noapte bună, rămâneți cu Dumnezeu, noapte bună!